Потім Інчинта коледжу національ для хореографії Дінкішинев, Республіка Молдова, у них екскурс історик, едукація професіоніста хореографіка Молдова. Я început în 1952 și de atunci au absolvit peste 300-400 de absolvenți am avut. Laureația ai marilor concursuri internaționale. Avem absolvenți la Berlin, la Viena, cum v-am mai spus, în Praga, în Rusia, în Moscova, Petersburg. Arta baletului e iubită în Moldova. Mulți copii vor să devină mari artiști de balet. El Colegio Nacional de Coreografía de Chisinau está ubicado en el corazón de la capital de Moldavia. El recinto que alberga este centro de estudio es de estilo espartano 100% soviético. En la institución dependiente del Estado, la educación es gratuita y tiene una duración de 8 años. Los interesados en formar parte de ella deben superar una complicada audición. Cada año, el Colegio Nacional de Coreografía de Chisinau solo admite a 10 estudiantes entre mujeres y hombres. El Estado paga la cuota escolar, pero los gastos de los bailarines para participar en competencias y audiciones internacionales son responsabilidad de las familias. Ce am venit din Galați, am avut concert, la fel înainte de asta am avut și în Cluj-Napoca concert. Am avut în Peter, în România am fost la Bacău la concurs în 2017 și la început doar când am venit, nu pot spune că îmi plăcea foarte tare baletul. Adică am venit că am vrut să-mi încerc în ceva nou. La început nu chiar îmi plăcea, că nu mi se primea totul bine, adică pot spune că nu vedeam succes în asta. Apoi cu timpul am început să avea încredere în mine, și cred că mi-a apărut cea mai multă dorință de a merge înainte. Asta după concursul din Bacău, când am luat locul întâi și după ce am lucrat cu Boris Eifman anul trecut, în octombrie. Atunci mi-a apărut interesul și mi-am dat seama că vreau să mă arăt ca cea mai bună în profesia asta. De lunes a viernes, Mihaela va y viene de su pueblo hasta Chisinau en autobús. Tarda unos 50 minutos por trayecto. Vive con su madre Elena y con su padre Anatoly en una casa con un terreno donde la familia cultiva todo tipo de vegetales. El hermano mayor de Mihaela trabaja como albañil en Portugal y cuando puede, manda algo de dinero a casa. Anatoly acaba de regresar a casa después de haber trabajado durante 22 años en una fábrica de hierro en Rusia. Elena es ama de casa. Aici la noi în țară eu nu văd nicio viitor a baletului. Pentru balet este mai viitor. Dacă ea are bine, are posibilitățile astea, eu cred că... Eu pentru mine, ca părinte, eu socot, deamă că să mă mândresc, e mult, face mult. Să vă spun, nu, cum să spun în limba rusă, este că nu a ajuns unde trebuie și ne dastigă. Baletul pentru mine este ca o altă viață, alt suflet care se deschide în personalitatea ta, așa spus. Adică, cred că baletul m-a schimbat propriu, pentru că înainte nu pot spun că avem atâta încredere în mine, atâta stimă. Dar acum, datorită baletului, am înțeles că viața nu este așa de ușoară, nu este așa de simplu cum mi-a părea înainte. În el pasado, era motivo de orgullo para las familias el contar con bailarín entre sus integrantes, además de una vía para salir de la pobreza. Sin embargo, en la actualidad, los padres moldavos prefieren que sus hijos se enrolen en carreras económicamente más seguras, como médico, ingeniero o abogado. Notimex.